Emisiunea Se caută un milionar este realizată cu suportul financiar ASICS. Salutare, prieteni! Cine se consideră norocos sau caută formula norocului ca să o aducă în viața lor, această emisiune va fi pe placul tuturor. Noi săptămânal aducem la ecrane oameni care au reușit să-și schimbe realitatea din jurul lor. Unul dintre ei este originar din Ungheni. A mers acolo ca să-l cunoaștem. Tu ai câștigat 405.000 lei. Da. Adu-mi aminte de acea zi, povestirii ce s-a întâmplat. 405.000 lei. 405.000, da. Dar tu ai simțit, iată, că o să vină câștigul ăsta? Da. Adică Am simțit că ceva este. Nu de câștig, dar ceva... Ceva diferit de celelalte zile? Da. Nu, zilele cele cât mai astea, nu aveam. Dar nu te așteptai, nu? Nu m-am așteptat. Și când l-au pus... Oara 3 de noapte, eu iau. 3 de noapte? Vă îndemnăm să ne fiți aproape și în partea a doua a emisiunii. Doi copii, doi frați, au avut nenorocul să se nască cu maladii genetice foarte rare. Sunt unicii din Moldova și cu mici excepții în lume, care vor avea nevoie de un tratament inovativ de peste 1 milion de euro. Lucru imposibil fără susținerea tuturor. Gabriela e mai binișor, ea are 10 ani, a început să vorbească, așa cum, mă rog, nu mai vorbește corect și clar, dar vorbește. Dimers așa, și nu mai merge, ea se deplasează în patru, ca bebelușii, și cu sprijin poate să fac câțiva pași, dacă are ceva în față sau... Da, băițelul? Da, băițelul a ajuns la etapa de târâși pe burtă, stărâi pe burtă, adică să trage, încă nu poate să meargă în patru, se ridice pe genunchi și pe pălmuți să meargă. Nu poate să mănânce singurel, de vorbit nu vorbește, intelectul la ei nu este afectat, dat viață la așa copii care îi sărmăniei schinui, dar... Păi nu aveți vină, asta nu putea să știe nimeni. Da, am fost supărați o perioadă pe Dumnezeu foarte mult. Când ne gândeam, bun, nu știu ce au vrut să ne învețe, poate cu Gabriela și ne-o dat, dar nu chiar trebuia și Maxim, putea cumva să... Dar până la urmă am înțeles, am acceptat, cât mai repede accepti, cu atât ți-e mai ușor și sufletește. Revenim în orașul Ungheni, în care am reușit de-a lungul anilor să filmăm mai mulți norocoși. Dar acest tată cu 5 copii ne-a impresionat în mod deosebit. Ne-am bucurat că norocul a ajuns și în casa acestui om, căruia în viață nu i s-a dat totul chiar atât de ușor. Prieteni, echipa de la Se caută un milionar a ajuns de această dată la Ungheni de nou, pentru că avem un alt câștigător care vreau să-l cunoaștem împreună. Este vorba de Constantin Velișco, cel care este parte a proiectului Se caută un milionar. Ești căsătorit? Căsătorit, da. Copii? 5. 5 ce? Copii. Copii, ești bogat. Dar bani unii se duc acolo. Exact. 5 copii, la câți ani te-ai însurat, Constantin? 19. La 19 ani? De vreme? Da, și se face așa. Unde ți-ai cunoscut prietena, soția, deci? Pe internet. Internet. Ok, da. 5 copii, ai fete, băieți. Da, 4 fete și un băiat. 4 fete și un băiat. Întâi ai început cu fetele sau? Fete și cu băieți. Ultimul băiat? Nu, ultimul tot e fată. Tata a fost din 8, mama din 6. Adică familie numeroasă. Da, dar eu la părinți, eu cu sora, 2. Constantin este fiul de tractorist. Pe vremuri, tatăl era un om la mare căutare în localitate, fiind printre puținii tractoriști din Ungheni. Apropo, și-a dorit ca și feciorul lui să-i calce pe urme. Hai, spune-mi un pic despre tine. Ce faci? De profesie ce ești? De profesie, șofer, tractorist. Șofer? Șofer de ce? De taxist, de... Mașină? Mică, nu... Ai lucrezi în domeniu? Da. Unde lucrezi? În oraș? În Ghea? Da. Am înțeles că o perioadă de timp ai fost în Chișinău. Da. Ce nu ți-a plăcut, Constantin? E acolo aglomerație, mușcă, grăiesc singur acolo. Nu poți, da? Adică nu te-ai adaptat. Nu. Dar de ce ai mers în Chișinău? Că aici nu era de lucru așa chiar. Și de asta am decis să mă duc acolo. Spuneam eu, strada în care tu ai copilărit, strada în care te-ai
Te-ai format, ce ai lucrat? Iată, ce ți-aduce aminte? La mine părintele, tata mi-a fost tractorist. Eu permanent cerul, tractor, la 13 ani, între picioare și dai cu rulul. Și eu prietec cu tata și de-aia am început, fac eu permis. Nu ducem lipsă de nimic, de nimic cât era tata. El nu avea să împrumuta, lua de la altul și tot ce mai îndată. Te ajuta, adică? Că eu niciodată n-am ieșit din bun, din cuvântul tatălui. L-ai respectat, da. Te-a iubit, v-ați... Ai un băiat la părinți. Da, da, da. Hai, deci tu ești primul copil? Nu, sau doar? Sora e din 78, eu din 88. Noi la noi între diferența din 10 ani. De 10 ani. Mult! După exemplul părinților săi care au fost muncitori simpli, dar responsabili, Constantin vrea să fie și el un tată cu care să se poată mândri cei 5 copii. În prezent, doar mama mai este în viață și este și acum de mare ajutor. Tatăl tău nu mai este. Nu, de ce, da? În 2006. Tânăr? 51. Ce s-a întâmplat? Treacă tractorist și pe la spital, pe aici, pe acolo, grăiesc azi și a doua zi, nu mai grăiesc. El e vigărean, se duce la spital și mai un curs de lecuie. L-am dus cu picioare și l-am adus. Din păcate, da. Da, da, da. Cum v-a crescut Constantin, părinții? Părinții? Așa cum creștem, cum cresc și eu. Tata din meserie tractorist, da, mama? Mama la combinat de covoare. La covoare, la voi, la Ungheni, se fac covoare, știi? Da, da. De lucru, mama mai are, mai lucrează în domeniu? Mama, la pensie? Te-am acum la pensie. Te ajută cu copiii, că n-ai nevoie. Ba, da, prost. Am zis să dăm o tură prin Ungheni alături de Constantin. Acest tată de 5 copii se trezește odată cu privighetorile ca să ducă muncitorii în livezi sau podgorii. Nu se plânge că n-ar fi de lucru prin localități. Dorință de muncă, de a-r avea oamenii. E o mașină în care tu transporti, din câte eu am înțeles, oameni la muncă. La muncă. Așa. Ce fac ei? Ce... Culeg la vișine, da, culegi la... Și tu îi transporti pe ei, eu ca să înțeleg, da? Da. Da, este o mașină destul de spațioasă, este o mașină largă. Deci, câți oameni în cap aici, ca să înțeleg? 9 oameni. Mai mult n-ai voie să iei. Așa, cum mai e meseria... Mai mult dacă ai voie, dai bani. Cum e meseria asta ta de șofier? Și... Mie unul îmi place. Eu șofer, nu-mi dau mâncare de nici ruliu și eu mă duc. Adică, îți place să mergi la volan? Cum lucrezi? Când, perioada, că lucrezi? Cam sunt cereș și vișine, dar... Până din toamnă, din primăvară până în toamnă. Până la pom, până la și ultimul și strâng. Și unde-i transporti? Că la Ungheni și cereș... Vizite. Vizite. Piste tot ai, da? Ieri, de exemplu, unde ai fost? Ieri la unii... Râșcani. La Râșcani ai ajuns tocmai. Extraordinar. Și oamenii ce fac? Telenești, da? Telenești, da, împărță și el. A, ne ducem. Adică unii iese acolo plecă. Așa. Muncitor. Muncitor ești, da. Sunt șoferi și de curse lungi, da? Așa. Ai fost și șofer de curse lungi, poate? Da, eu vreau, doritor, dar muncă trebuie permis, trebuie. Ce înseamnă un geniu pentru tine? Orașul meu, unde m-am născut, eu. Copilărit eu, da. Adică ți-e aproape drag sufletului, da? Ți-e și drag sufletului. Nu lepă de Ungheni. Te mândriești cu orașul tău. Adică nu ți-e rușine să spui că eu sunt de la Ungheni. Niciodată în viață. La prut, vă aduceți aminte în copilărie, dar te-am întrebat de copilărie. Vă duceați la scaldată? Și acum tot pe... Vă duceți? Este pleajă, tot cum. Te duci, n-ai treabă. Da, adică la pescuit... E cu pescuitul cam alea, că e problema, trebuie documente. Da, eu mă duc, mă odihnesc. Sunt oameni nevoiași care e cată de lucru, care el nu poate să ducă stega la lear, cum trebuie să-i tăți oameni picioare. El n-are, el trebuie să... Și omul de gine de rău face, 3, 4, 500 de lei, depinde cum e el mânuța. Cam atâta se plătește, da? Da, da. Căpșuna e perioada, da? Căpșuna, cireașa, da. Perioada acum, care acum tu da, acum da. Și apoi după asta se începe pești cu zarzărul. Adică merge până târziu, de lucru ai, nu în toamnă târziu. Dar cum ți-ai găsit tu locul ăsta de muncă? Păi dacă eu sunt de pe loc, băiat tot e de pe loc, de ieșean, ne cunoaștem și ne... Adică proprietarul care, da, 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 mașinii...
da. Te cunoaște și așa ai reușit să te angajezi. Mm-hmm. E cum îți trezești la 4 dimineața, a? Da, eu n-am treabă. Dacă sunt taxist, eu n-am treabă. Eu mă trezesc și la 2, dacă trebuie. Adică pentru tine să trezești la dimineața, atât dimineața nu e o problemă. Deloc. Cât timp ai lucrat taximetrist? Eu în seară taxist am vreo 6 ani. 6 ani. Da. Dar tu ai învățat de o meserie? Ce meserie? Am și meserie. Șofior, trebuie să ai 3 ani de zile ca să intri taxist. Tractorist. Ai învățat școală de tractorist? Nici. Unde? 89. Țenă, nu, este școală. Ah, vezi la... Da, da, permis. Măi, mă, credeam că nu mai avem școli de tractorist, de male și catuși. Este, da? Nu rădăm de nici, 89, da? Dar asta a fost dorința ta sau a fost? Da, dorința mea că e dișictă. Mintea ta nu e toată viața lui, a fost tractorist. Mm-hmm. Adică tu ai mărți pe urmile lui tata. Eu tractorul îl furam când dornea. Furai tractorul? Da. De la ce vârstă furai tractorul? I-am trecut să mă la școală la Sachi, pe data. La 15 ani. La 15 ani deja mergeai pe tractor, da, băiat cu... Da, tot poliția mă știe. Adică nici nu te oprea. Da, dar pe la înainte era un tractor, dar tata, dacă îl pămca de ieșeană, numai el face servicii. Aha. Trebuie unul să se pe canalizare. Lui Constantin lucrurile îi se dau cu mare greutate, dar omul nu se plânge. Are dizabilitate încă din copilărie, dar când urcă la volanul mașinii, uită de dureri. Și soția i-a dat ajutor social și nu mai ajută ajutorul. De-aia vă dați seama, 5 copii, singur muncesc, invalid. Și de ce e invalid? E scolioză. Tu ai scolioză? Invalid pe viață. Scolioză de gravă. De gradul era 4, 3, 4, acum... Dar ce s-a întâmplat? De unde s-a luat atâta? Din copilărie, calul mă păli. Un cal te-a lovit? Da. La spate? Da. Și? Ce s-a întâmplat? Și eram mic. Și mama tot, astea, nu-i ai așa, ca un ghion, știi? Nu-i supra. Și când l-am înaltat, el s-a deformat. Coloana vertebrală... Și acum spatele tău cum e? Ca semnul întrebări. Așa e de deformat? E problematic pentru sănătate? Simți durere? Adică acum... Nu, nu, durere nu am. Am... Foarte nu pot, fizic nu pot. Așa, în picioare tot așa. Poți nu... apleca... Da, am treabă. Pe lângă asta am înțeles că ai probleme cu un plămân. Da, am scolioză și deformat, da? Exact, dacă uita. Dar pe plămânul ăsta e șeșit între coaste. E problematic. Eu singur nu mă aud la nimic ase. Și ce zic medicii? Du, așa că tot a Dumnezeu atâta. M-am dus la operație. Mi-a dat 40 că e 60 în care și eu. Na. Adică tu trăiești așa cum este? Da. Adică un plămân la tine practic nu-i. Da. Cum tu te simți? Dacă, dacă nu-i dau forță, nu-i dau fizică, astea, așa. Moșnezești, hai taci, hai. Dar așa, dar cum îi dau, cum, gata. Eu am înțeles că tu ai avut o perioadă în care ai stat chiar și în reanimare. Da. Ce s-a întâmplat? Pe că tot a venit așa de la lucru. Ai, am pus mare de sus. Rău și rău și rău și mare de sus, patru etaj. Ei, nu știu cum mi-a dat în cap, am dat în baie, am dat drum la apă. Sunt vie aer, mă ne dușeam. Când am venit scoră aia, apoi eu spui tu și nu vezi că ceri zrază. De hănești, tragi aer. Unii cu balonaș, cu oxigenie, cu ești. Da, prima dată am văzut moarte. Nici la pui și alții șoipi nu doresc. Și-am, te-ai speriat? De tăt. Marele noroc a revenit în viața acestui ungenean când se aștepta. L-a simțit că vine și și-a trăit momentul cu mari emoții. Tu ai câștigat 405.000 lei. Da. Atunci mi-am minte de acea zi, povestirii, ce s-a întâmplat. 405.000 lei. 405.000, da. Dar tu ai simțit iată că o să vină câștigul ăsta? Da. Adică am simțit că ceva este. Nu de câștigat, dar ceva... Ceva diferit de celelalte zile? Da, 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 da. Nu e un zile cele cât mai astea, nu aveam. Dar nu te așteptai, nu? Nu m-am așteptat. Și când l-au pus, oara 3 de noapte, ce eu iau. 3 de noapte? Deci așa câștig în viața ta n-ai mai ridicat. Da, da. Care-i secretul, Constantin? Da, nu niciun secret nimic. Deci așa s-a venit noroc. Așa s-a fost, așa a fost și așa e venit. Dar tu ești norocos în general? 50-50. Adică tu, cum mi-ai povestit în viață, lucrurile ție nu ți-au dat ușor. Nu da, trebuie să-l iei așa. Adică tu orice bani l-ai meritat. Da. Și l-ai câștigat prin sudoare. Prin muncă. În ce ai investit banii, Constantin? La 5 copii n-ai unii investit.
Bună întrebare. Ce ți-ai luat totuși? Ceva ca să știi că, uite, că ăștia sunt din banii câștigați. Da, ce? M-ai dat din datorii. Că aveai datorii? Da. Ce datorii? Aveai mare? Da, e așa. Nu chiar. Da, eu spun, bă, dar proiect că am rămas sărac de curat. Știi cum vorba și în familie, mai un haine, mai un pantalon, mai un... Știți cum? La copiii trebuie. Un prieten care tot a luat 210.000 și i-am trimis să știm cod la... Scrină. Da, da, da. E deodată, bă. Băi, norocosule. Așa ți-a zis, da? Da, da, zic, da, eu te-am întrecut, ori nu. Gabriela și Maxim moștenesc o maladie genetică foarte rară, care se numește parapareză spastică ereditară tip 56. Până a ajunge să primească diagnosticul, au trecut ani de căutări. Gabriela este cel de-al doilea copil în familie, care de la naștere nu a dat niciun semn că ar fi avut o maladie genetică. Suntem la Barta și vreau să vă fac cunoștință cu familia Sava. Probabil ați auzit cazul lor pe rețele de socializare și nu doar. Este vorba de doi copii care au fost diagnosticați cu parapareză spastică tip 56. Mai multe vom afla de la mama acestor doi copii. Este vorba de Marcela. Te salut! Te salut și eu. Îmi pare bine și mulțumesc că ați venit la noi în vizită. Cu mare drag. Marcela, eu am văzut cazul tău pe rețelele de socializare. Hai să aducem la cunoștință și celor de la TV care este problema voastră, da? Cum s-a întâmplat să aveți doi copii, cum au fost diagnosticați, cum s-a întâmplat și cum ați aflat, iată, lucrul ăsta. Noi mai avem trei copii în total. Prima fetiță este perfect sănătoasă, mulțumim Domnului. A doua fetiță, Gabriela, pe care o vedeți, aparent a fost sănătoasă până la vârsta de un an și 5 luni. S-a dezvoltat conform vârstei. Mergea... Vorbea chiar și 10-15 cuvinte. Mergea, nu mergea sinestătător, mergea de o mânuță foarte, foarte liber, adică. Ea a avut o problemuță de micuță cu displazie de șold. Am tratat-o... purtând niște curălușe. Un corset așa care ține picioarele. Da, curălușe care au picioarele desfăcute, le-a purtat 3 luni de zile și din cauza asta medicii ne spuneau că ea încă nu merge la vârsta de un an și 5 luni de sinestătător, fiindcă mușchii au fost atrofiați și noi făceam masajuri, diferit kinetoterapie și era spre bine. La un an și 5 luni am pus o vaccină și în urma vaccinii, exact după 2 zile, am observat că ea își pierde controlul capului. Cădea, nu-l ținea? Nu, se juca și am observat că parcă îl scăpa așa pe o parte. Gabriela, ce cu tine? Ce... Iar parcă dobândea, adică își controla capul. Iar mai jucându-se, nu știu cum, parcă iarăși îl scăpa. Am întrebat, însă și mama mea chiar a sunat la sora asistenta medicală de la spital, a întrebat, poate fi din cauza vaccinii așa ceva? Ea zice, da, probabil un pic imunitatea, oricum vaccina și vaccina asta este un virus care poate cumva să... s-o moaie în sens că... E bine, după alte... Am mai trecut o zi, pare mi s-am observat deja nici pe șezut. Nu mai putea să stătea pe șezut și sculca foarte, foarte des. Și n-am mai stat, am mers la medicul neurolog. Doamna doctor a consultat-o, ne-a spus că, uite, este nevoie să vă internați în secția de la Centrul Mamei și Copilului din Neurologie, să investigăm, să vedem totuși ce are copilul. Mai ales că doamna doctor la care am fost o vedea de mică, de la cele 2 luni de zile, la toate controlele absolut am fost. În doar o săptămână, copila regresase în dezvoltare, revenise la abilitățile unui bebeluș de o lună. Din acel moment, părinții au început să trăiască un adevărat calvar, luptând în totală neștiință ca să-și readucă copilul la viața sănătoasă de altă dată. A trecut, cred că o săptămână și ceva, Gabriela a pierdut absolut toate abilitățile motorii pe care le avea. Nu mai mergea nici în patru, nici a devenit toată spastică, încordată. Mânuțele îi se roteau invers, picioarele bății erau. Am ajuns și la consultații, doamna doctor
Ne-a luat chiar la ceartă. Unde ați stat voi copilul ăsta un an jumatic? El e cu paralizie cerebrală de la naștere. Și voi unde ați fost și unde... Adică v-au spus că are paralizie cerebrală și nu ați știut? Da, da. Așa simptomii prezenta copilul de paralizie cerebrală și chiar ne-a luat la ceartă cu unde ați stat și de ce nu v-ați adresat, de ce nu sunteți la evidență la medic și de mult trebuia fără să... Fără ca să știi că copilul a fost sănătos. Sănătos, da, exact. Da. Da. Și el explic, copilul a fost sănătos, uitați-vă și în cartelă, doamna doctor, acolo era puțin dereglări de tonus, dar mulți copii cu dereglări de tonus care se rezolvă până la urmă. Până când tot din medici ne-au sfătuit, adică tați ceva înregistrări video, pe atunci nu era moda să filmeze orice pas a copilului. Ceva înregistrări, poate măcar ceva dacă aveți și le demonstrați că într-adevăr copilul a fost sănătos. Așa și-am făcut, am găsit, ei au rămas toți mirați. Extrem de mirați. Ne-au internat, am primit tratament. Până am ieșit din spital, am mai stat o săptămână. Chiar în genere a pierdut absolut tot. S-a levat tot, nici pe fund nu mai stătea. Era practic un bebeluș de o luni de zile. Dar toată încordată, să înțelegeți. Nu mai dădea nici din mâini, nici din picioare. Limba în gură, în genere, era parcă era înghețată. Nu putea nici să înghetă, nici să mesti și mâncare, nici absolut nimic. De la copilul activ s-a transformat în... De la copilul activ s-a transformat un copil legumă, putem să spunem. Doar ochii cât îi se mai mișcau. Din spusele părinților, au depus maxim efort ca să obțină răspunsuri de la medici. Nenumărate investigații medicale care nu descifrau tabloul clinic al copilului. Din motiv că ea încă nu mergea la un an și 5 luni, am fost și am făcut un masaj la o doamnă care, într-adevăr, a tratat mulți copii prin masaj și a făcut un masaj un pic mai bruscant, așa că a spus că bazinul a stat mult în curelușile celea de pentru displazie și adică s-a atrofiat și a făcut mai bruscant. Și noi ne-am gândit că dacă n-ar fi vaccina, poate cumva i-aș atins vreun nerv ceva. Așa am făcut toată coloana vertebrală, rezonanță magnetică, care nu a arătat nicio patologie, nimic absolut. Doar la rezonanța magnetică cerebrală a arătat niște pete albe pe creieraș, care ele nu trebuiau să fie. Și în urma căreia nu ne-a pus o diagnoză până la urmă. Noi ne-au sfătuit, adică faceți reabilitări, tratamente cu injecții. Și ați rămas pe diagnostic cu paralizie cerebrală. Provocată în baza la ceva, dar în baza la ce nimeni nu și-a explicat, niciun medic absolut. Noi, știind cum a fost copilul și clar că nu ne-am putut lăsa bătuți, vroiam să aflăm totuși ce s-a întâmplat. De prin la unul alt, am ajuns acolo, i-au făcut iarăși rezonanță magnetică, care rezultatul a fost tot cam... Tot același. Ce, da, tot acelea petele au găsit. Dar a confirmat diagnosticul de paralizie cerebrală? Nu, ei deodată au spus că aici pare o boală genetică. Ei deodată au crezut că copilul a fost bine, și anume în bolile genetice, așa se manifestă ele copilul. Pe măsură ce crește, apare simptomele bolii. Deodată, la naștere, nu se observă nimic. Și-au bănuit ei un șir de boli pentru care a fost testată, dar au ieșit negativ. Ca la urmă, am fost de două ori în Turcia încă atunci. Ca la urmă să ne spună că dacă vreți să aflați concret ce are, trebuie să mai dați un test în Germania. Și am fost un pic... Sceptici. Sceptici, dar la asta pentru că stând în, chiar când eram în hotel atunci aproape să ne pornim să mergem acasă, mă mai sună de la clinică și îmi spune că uite trebuie să mai dați un test la auz, care mi-a costat vreo 2000 de euro și acela, la care eu l-am refuzat categoric pentru că ea auzea orice muscă, eu puteam să n-aud ceva în casă, dar eu știam un milion de procente că ea aude foarte bine ceea ce am refuzat și de atâta și oarecum am refuzat și testul din Germania, crezând că nu... Totuși nu e genetic. Am venit la noi în Chișinău, am mers la medicul genetic care ne-a recomandat să facem o analiză cariotipul, să văd cromozomii, toți cromozomii la care s-a găsit o inversie de cromozom, cromozomul 10. Doamna medic spune că această inversie de obicei nu dă nimic reacții adverse, dar ne-a propus noi ca soți să ne testăm. Și a explicat așa, că dacă ați fi la unul din soți tot această inversie înseamnă că copilul o moștenit-o și nu asta i-a provocat boală. Și când s-a dovedit la soț că este inversia asta și a spune că o moștenit-o, nu asta este cauza, dar eu m-am gândit, soț fiind gen masculin, fata feminin, inversia cu vaccina, ne-am făcut eu în capul meu într-un fel ca să accept și să-mi fie mai ușor și am spus că totuși cred că asta e, vaccina au făcut cu inversia și ea fiind
genul feminin și am mers mai departe cu reabilitări zilnice și... Fără un diagnostic concret. Fără un diagnostic concret. Tetrapareză spastică, da. Ea încet ușor începea să dobândească, a dobândit controlul capului, funcțiile mânuțelor s-a îmbunătățit. Cu tratament sau cu kinetoterapie? Da, cu kinetoterapie. Tratamente medicamentoase nu prea luam, că nu aveam pentru ce. A început să vorbească pe la aproape de 5 ani, așa, câteva cuvinte. Dar îi luase și vorbirea, pentru că ea vorbea 10-15 cuvinte. Rămâneți alături de noi și după publicitate. Împreună avem puterea să rescriem prezentul a doi copii, viața cărora depinde de un tratament extrem de costisitor. Cu mai multe detalii venim în câteva minute. Cu speranța că maladia necunoscută a Gabrielei a fost posibilă o reacție a unui vaccin, părinții au decis să-și mai dorească un copil. Deja aveau certitudinea că pot face copii perfect sănătoși, ținând cont că primul copil nu a dezvoltat nicio maladie pe parcursul creșterii și dezvoltării sale. Astfel, în viața familiei a venit micuțul Maxim. Mai vroiam să mai avem un copilaș, zic, mai avem unul sănătos, hai, mai simțeam nevoie, vroiam să aducem bucurie în casă. Când ne-am hotărât la Maxim, a fost o sarcină plănuită, adică plănuită, sănătoasă, verificată, așa cum nu se face de obicei. Cum nu se face de obicei. Exact. Noi având-o pe Gabriela și oricum neștiind sigur că e ceva genetic, dar am fost la medici, am făcut toate analizele necesare, tratament, absolut. A fost o sarcină sănătoasă, plănuită. A decurs bine sarcina, toate investigațiile la timp, eu care trebuia să merg la... ecografii, de exemplu, la un medic eu mergeam la 3 paralel, că să-mi spună toți 3 că e bine. Foarte grijulie, adică... Da. Am ajuns, nașterea a fost o naștere ușoară. La naștere am ales să nu vaccinez copilul, crezând că vaccina este cauza. Nu are absolut nicio vaccină, nici cel de maternitate, nimic absolut. Și parcă și Maxim... fericire pe capul nostru că era un copil sănătos, activ, se dezvolta binișor. Când pe la vârsta de 7 luni a observat că nu are el interesul nici să se ridice pe funduleț, nici stătea pe funduleț dacă eu îl puneam, dar nu avea interes să facă el toate mișcările. Pe la 8 luni, la fel, am fost la kinetoterapeut cu care lucram deja cu Gabriela, l-a evaluat, a spus că eu nu văd că el se dezvoltă normal, dar ceva îl reține, parcă ar fi lenos. Dar nu înțeleg ce, pentru că absolut înțelegea tot, adică nu avea de ce spună că ar avea ceva probleme. Și am, făcând kinetoterapie, mai dobândea el câte ceva, dar oricum nu... Adică mergeți deja cu doi? Da, mergeam cu doi, da, mergeam cu doi la kinetoterapie, că să ajungem din urmă să... Uh-huh. Și așa și nu mai dobândea el, când am observat pe la un an și o lună că deja... metoda de a apuca lucrurile mânuță era diferită. Eu deja dacă trăgeam atenția la orice detaliu, da, am observat. N-am mai așteptat, am mers la medicul genetic care ne-a spus că totuși la voi este o problemă genetică. La început i-a părut ceva, are o boală genetică, am uitat și cum se cheamă, dar au spus că are niște trăsături la față. E prea frumos, mai pe scurt, spre accentuate și eu așa am rămas mirată, la care au fost supuși amândoi testului. E un test care îl acoperă, e asigurat de statul. De stat, da. Și tot în Germania se face, a venit rezultatul negativ. Din păcate, simptomele de regres în mobilitate ale Gabrielei la scurt timp au fost depistate și la Maxim. Copilul mai lent, dar progresa în pierderea activității motorice. Rezultatul a venit tare greu, a venit în 4 luni de zile, ni s-a părut un infern până atunci. Ați tot așteptat? Tot am așteptat, aici copilul regresa, tot pierdea din abilități, tot la Gabriela, dacă s-a întâmplat tot într-o săptămână, a pierdut la Maxim, a fost mai lent de procesul de regres, dar oricum a pierdut tot la fel. La un an și 4-5 luni, el era un bebeluș de 2 luni de zile care nu ținea măcar capul. Ca și dezvoltare.
Ca și dezvoltare, dar nu ținea nici capul, nici saliva, tot trebuia schimbat la 5-10 minute, adică... Ți-a dat seama cumva că simptomele lor sunt la fel? Da, adică, da, adică da, ai văzut clar că e aceeași ca și da, la Da, am văzut Gabriela. Clar că e aceeași, dar nu ne explicam ce și de unde. Deja ne gândeam, Gabriela a avut vaccină, el nu are, chiar nu aveam idee, ușor, cum știam că este ceva, dar până la urmă speram să vină foaia albă, fără nicio diagnoză de la... de la analiză, dar până la urmă a venit o mutație genetică de care noi suntem cu toți purtători sănătoși. Adică voi pe picioare duceți, dar ei da. Din păcate afectați da. Sunt. Da, este că fiecare gen, adică are două alele acolo, la noi este doar una cu mutație, una sănătoasă. Cea sănătoasă, respectiv, o acoperă, adică face funcția și pentru... Dar copiii au luat gena cu mutație și de la mine și de la soț. În cazul acesta, cum suntem noi cu această mutație, avem risc de 25% la fiecare sarcină ca copilul să fie sănătos, 25%, 25% ca copilul să fie bolnav, cum s-a nimerit, 25% ca copilul să aibă gena de la mamă, bolnavă și 25 de la tată, care ar fi doar purtători, dacă ar fi cum luat. Cum e în cazul vostru? Părinții realizează că de acțiunile din prezent depinde viața copiilor lor. Ambii frații ar putea rămâne imobilizați toată viața cu nicio șansă la vindecare, dacă nu se va acționa de urgență. Gabriela e mai binișor, ea are 10 ani, a început să mai să vorbească, așa cum, mă rog, nu mai vorbește corect și clar, dar vorbește. Dimers așa, să nu mai merge, ea se deplasează în patru, ca bebelușii și cu sprijin poate să fac câțiva pași dacă are ceva în față sau... Da, băițelul? Da, băițelul a ajuns la etapa de târâși pe burtă, stârâi pe burtă, adică să trage. Încă nu poate să meargă în patru, să ridice pe genunchi și pe pălmuți că să meargă. Nu poate să mănânce singurel, de vorbit nu vorbește. Intelectul la ei nu este afectat. Asta v-am să te întreb. Ce boala asta, ce afectează la organism? Afectează funcțiile motorii, ca să spun așa. E impulsul care trebuie să fie transmis de la creier către membri, către mișcare. Este o boală neurodegenerativă care ea avansează în timp, se agravează în timp. Dar ce risc este pentru viață, Marcela? Risc pentru viață nu este, dar este riscul ca copilul să rămână imobilizat într-un scaun cu rotile toată viața. Cât de des este întâlnit în general această problemă de sănătate? Este foarte rară. În Republica Moldova suntem doar noi, din câte știm. Adică sunt doar două cazuri? Da, în Republica Moldova sunt doar două cazuri, în toată lumea sunt cu tot cu noi 13 cazuri de copii. 13 cazuri doar de copii în toată lumea? 13 cazuri în toată lumea, da. Extraordinar. Dar voi ați... Tu spuneai despre un caz în Australia, care există, dacă un asemenea diagnostic? Da, eu aflând de diagnoza băiețelului, am căutat pe internet, vă dați seama, tot ce era posibil. Și unde am găsit chiar pe Facebook un grup cu mica noastră comunitate de oameni cu această mutație și această boală. Și am găsit în Australia, la fel este o fetiță cu această boală, părinții care au inițiat, deodată cum s-a îmbolnăvit copilul, au inițiat cercetare, au format o fundație care a sponsorizat tratamentul cei mai buni cercetători din lume și au găsit. Până la urmă au ajuns și au găsit tratamentul pentru această boală. Care ar fi tratamentul, Marcela? Este vorba de o terapie genică care are scop înlocuirea genii defecte cu una nouă. Este o terapie care se introduce direct în lichidul care înconjoară creierul, lichidul celor... Cerebral sau ce... Ok. Celorahidian sau cum se mai numește. Transportă gena sănătoasă către gena defectă, înlocuind-o și având drept scop stoparea acestei boli, dar și sunt foarte mari șanse ca copiii să recupereze, nu 100%, poate, dar să dea Domnul să fie așa, să recupereze toate funcțiile pierdute. Care este starea acelui copil, iată, îmi spuneai, din Australia? Deja s-a inițiat tratamentul, să fac? Sunt copii care în tratament? Încă nu. Urmează prima fetiță din Australia să fie acum în vară sau în toamnă să primească tratamentul, apoi, desigur, să treacă
ceva timp să, și apoi deja mult contează și după cum o să colectăm suma. Da, și suma. Suma, da, ca să fim și noi programați pentru, pentru tratament. Acești doi părinți sunt disperați în fața unui astfel de diagnostic, dar și în căutarea soluțiilor care vor putea acoperi necesitatea de a aduna peste 1 milion de euro în timp record în această vară. Sunt sume care pot fi adunate în câteva vieți ale acestor părinți, dar noi am mai cunoscut situații în care oamenii din toată lumea s-au mobilizat și au salvat copii diagnosticați cu maladii genetice rare. Dat viață la așa copii care îi sărmăniei schinuie, dar... Păi nu aveți vină, asta nu putea să știe nimeni. Da, am fost supărați o perioadă pe Dumnezeu foarte mult. Când ne gândeam, bun, nu știu ce au vrut să ne învețe, poate cu Gabriela și ne-o dat, dar nu chiar trebuia și Maxim. Putea cumva să... Dar până la urmă am înțeles, am acceptat, cât mai repede accepti, cu atât ți-e mai ușor și sufletește și... Ea e clasa a treia. Ah, clasa a treia. Da, clasa a treia și avem lecții la domiciliu, dar o mai duc la școală că acum pentru socializare, pentru... Și îmi spunea de forță, de putere, da. Vreau să zic că chiar mi-a spus o verișoară într-un timp, zic că nu știu cum, de unde ai tu atâta putere, că eu și fost în locul tău de mult eram, cred că, ori la casa din nebunii. Dar sunt însă aici momente grele, nu? Adică... Da, nici nu se discută. Dar eu i-am spus că puterea asta oricum este... în fiecare din noi și ea nu se activează până când nu simți nevoia. Că eu cred că oricine ar putea face față, dar oricum Dumnezeu alege, nu știu după ce criterii, ne-a ales taman pe noi, cere absolut tot ce vrea. Eu deja îi înțeleg. Nu vorbește clar că să o înțeleagă oricine, dar eu înțeleg orice. Cât este de urgent ca voi să începeți să faceți acest tratament? Cu cât mai rapid, cu atât mai bine pentru ei. Și noi deja am inițiat o campanie de strângere de fonduri. Da, da, da. Cât va trebui? Pentru un copil costă 600.000 de euro tratamentul. Pentru ambii 1.200.000 de euro. 1.200.000 de euro? Da, da. Acum la sfârșit de iunie trebuie să dăm primele două rate pentru a rezerva doza de tratament, care constituie 560.000 de euro pentru ambii copii, dar având în vedere că avem colectați aproape 200.000 de euro, doar, a fost o alegere foarte dificilă, dar va trebui să meargă doar un copil la tratament, până când și cel mai grav și cel mai greu e că medicii de acolo ne-au încredințat nouă alegere. Noi tare am sperat că o să aleagă ei, adică după careva criterii, după vârstă. După vârstă, după... Da, 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 da. Dar eu spus că alegeți voi care primul. Și asta a fost, voi ați fost nevoit să alegeți? Nu am ales încă nu știm, încă noi încă sperăm că lumea... S-a adunat suma. S-a adunăm suma, da. Adică voi inițial v-ar trebui 560.000? Da, până la sfârșit de iunie. Asta e jumătate de sumă? Aproape. Aproape, da. Aproape jumătate de sumă. Apoi în septembrie trebuie să mai dăm o sumă și în decembrie ultima rată trebuie achitată. Și deja stăm și ne gândim cum să alegem. Corect ar fi Maxim, că e mai mic, care foarte cel mai mari șanse. Și mai avansat. Să fie să alegem corect, ar fi Maxim, că e cel mai mic. Da, și are șanse să-l recuperăm aproape 100%. Dar... Mă gândesc că rămâne și Gabriela, ei deja tot înțelege. Maxim încă nu înțelege și apropo, dar Gabriela bani. Înțelege ce sunt întâmplă? Înțelege, pentru ce că... Ce te întreabă? Ce vorbiți despre starea ei? Da, ea înțeles că în urma spasticii de la picioare a apărut luxația de șold, care la gradul care l-are ea de avansat, stratează doar prin operație. Ori înlocuire de articulații sau deja medicii acolo știu. Și noi oarecum mai încă așteptăm, nu ne-am hotărât la această operație, pentru că ea oricum nu merge în picioare, ceea ce încă nu o încurcă, dar sperăm ca să facem tratamentul, ce și o să oprească boala, o să oprească simptomele bolii și deja o să mergem și la operația de șold. Asta după ce o să faceți tratamentul? Așa, după ce da, așa ne gândim. Și ea a înțeles de operații din ceea ce vorbeam noi și ea a înțeles că ea să repare osul și ea o să meargă. Și au să meargă, să repar osul, să mă duc la Camelia, are vecina din Mahală. Și când am inițiat campania de strângere de fonduri,
Foarte multă lume ne-au sărit în ajutor, chiar veneau acasă și ne ajutau cu sume de bani. Veneau la poartă, băteau la poartă. La poartă, noi invitam pe toți în casă, adică n-am fost deloc. Cum au vrut lumea să ne ajute, noi am primit orice ajutor din partea oricui. Și ea vedea că vine și după ce pleca persoana, ea spunea, mamă, ce, a dus bani, repar eu os? Că a dus bani să mă duc eu să repar osul. Zic, da, Gabriela, da, și când acum am primit vestea că trebuie să dăm de acest avans. Sumă de bani, dar sunt bani mulți, Gabriela. Sunt mulți, da, sunt mulți și stăm și ne gândim cum să alegem și zic, bun, îl alegem pe Maxim, care are șansă mult mai mare să îl recuperăm 100%, dar cum să-i explicăm ei că tu de ce rămâi acasă și nu mergi cu noi? Asta este cel mai dureros. Asta e cel mai greu pentru un părinte, pentru mai un părinte. Pentru că n-ai alegere. Noi am filmat în una din ediții, chiar săptămâna mai trecută, despre doi copii diagnosticați cu insuficiență renală și la fel e situația că tata donator, dar poate să doneze numai pentru unul din ei. Și îți dai seama că, părinte, cum trebuie să alegi. Iată așa și voi sunteți în situația asta. Da, da, când te gândești că e numai vorba de niște bani care trebuie colectați. Misiunea noastră ca jurnaliști este să mediatizăm cazul ca să ajungă în atenția cât mai mulți oameni. Misiunea milionarului secret este să dea tonul și să înmulțească banii în pușculița lui Gabi și Maxim. Parcă și milă când mulți donează sau încerc conturi chiar pe rețele de socializare și îmi spun, uite, din puținul meu eu v-am donat și vouă și simțim o atâta recunoștință față de oamenii aceia și, nu știu, am donat și eu pentru cazuri când, mai ales că eu, înainte de a se îmbolnăvi Gabriela, am lucrat asistent social la noi în primărie și am lucrat cu astfel de copii și întotdeauna mi-a fost milă de ei și am compătimit, adică nu am de atât așa. Mă gândeam, de ce, Doamne, uite, ironia sorții, că parcă mă gândeam, cum poate să existe copii cu grad de dizabilitate, mă gândeam eu atunci când lucram. Dar iată că... Jumătate de cap se gândește acasă, dar jumătate concentrați la lucru, adică noi ne-am adaptat. Adică ați acceptat, deja ați acceptat și aveți un scop, să adunați suma de bani da, și da, să mergeți la... Creierul s-a deprins să gândească în multe locuri. Avem un partener la emisiune, este vorba de ASICS, Asociația pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului. Și ei au venit cu un buget. Noi avem de fiecare dată un buget pe emisiune, da? Și de această dată noi am decis bugetul pe emisiunea asta să fie donat vouă. Este vorba de 30.000 de lei. Bani pentru care tot o să meargă în contul vostru. Spuneam, voi aveți o sumă mare de adunat, dar încet cu încet noi vrem să aducem la cunoștință. Nu sunt bani mulți, dar 30.000 de lei e bugetul pe care noi dispunem. Pentru noi este foarte mulți, adică adunăm câte o leacă sperăm să... Ne mai invit ăsta... Mama Marcelii lucrează bucătăreasă la grădiniță. Uh-huh. Și fetele, toate bucătăresele s-au mobilizat și avem invitații pe la hramul satului, hramul la rusăștii noi. Ele se organizează, procură produsele pe la fiecare pe acasă, la mine, la mama, la cu mătra, la facem biscuiți, babi neagră, cum se mai spune, produse alimentare gustoase, care le vând în scop caritabil. Toți banii care îi adunăm la festivalul. Și banii adunați? E ca, de exemplu, am fost duminica asta la Ulm, am adunat 19.000 de lei. E bine. 1.000 de euro, e bine, e bine. Stând acasă, cred că nu-i mai adunăm. Adică voi încercați din orice să faceți. Da, din orice. Din orice, da. A fost când a fost opera, și acolo am adunat... Și ele vând biscuiții, dar soțul zice, uite, eu le duc, cu transportul le ajutăm, mă rog, ele să... Doamne, și zice, dar noi să nu ne ducem acolo, stăm să așteptăm, dă să ne gândim. Hai să cumpărăm niște portocale și să facem suc proaspăt cu gheață. Și așa să facem cafea, că avem aparat de cafea, facem suc de portocale. Noi nu stăm și cerșim bani, dar îi muncim oarecum. Doamne, ce, cum vă... Cât o lecuțică, suntem foarte mulțumiți de cât de lecuțică așa, adică... Am venit și noi azi cu o lecuțică. Nu este o lecuțică, nu, nici nu mai spune, nu e o lecuțică. Adică noi suntem conștienți că de puținul, până la urmă, ați fi... Oameni mici facem lucruri mari, asta e.
Nu rămâneți indiferenți. Vă rugăm să fiți parte a acestei istorii, care sperăm din toată inima să fie una de succes pentru acești frați. Regăsiți emisiunea și pe pagina de YouTube a postului nostru de televiziune Jurnal TV. Multă sănătate tuturor copiilor din lume. Vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Se caută un milionar. Emisiunea Se caută un milionar este realizată cu suportul financiar ASICS.